Ora 14, doamnelor și domnilor, continuă știrile la miezii. Să vedem pentru început principalele informații ale acestei ore și informația momentului până la urmă este că fostul premier Florin Cîțu a fost dat de colegii săi senatori pe mâna DNA. Aceștia au votat ridicarea imunității, iar din acest moment procurorii pot începe urmărirea penală în dosarul privind achiziția de vaccinuri. Este al treilea fost premier al României care a rămas fără imunitate. Patru documente de identitate și mii de euro cash avea primarul Cherecheș la el în momentul în care a fost capturat de polițiștii germani. Anchetatorii i-au refăcut traseul din momentul în care a plecat din România și până când a ajuns în Germania. Cum s-a dat de gol? Vedeți imediat. Și un exemplu de corupție fără limite. 9 agenți din Huși au fost reținuți după ce opreau șoferi în trafic. Aveau complici, șoferi care mergeau încet pe drum cu linie continuă și care îi obligau astfel pe ceilalți șoferi să greșească. Apoi îi cereau mită chiar și de 300 de euro. Vă dăm mai multe detalii imediat. Așadar, Florin Cîțu a fost dat pe mâna DNA de colegii din Senat. Parlamentarii au votat pentru ridicarea imunității. Procurorii pot începe așadar urmărirea penală în dosarul privind achiziția de vaccinuri. Da, și fostul premier s-a apărat până la în ultima clipă. Acesta a susținut de la tribuna Senatului că tot ce a făcut a fost pentru a scoate cât mai repede România din pandemie. Ca premier, acțiunile mele au fost întotdeauna îndreptate către ieșirea cât mai rapidă din pandemie și din criza economică creată ca urmare a acestei situații pandemice. Cine putea să spună în 2021 că vom avea și valul 4 și valul 5? Îmi asum că în acel moment Guvernul României a făcut tot ce, în contextul imprevizibil și complicat, cu datele pe care le avea atunci, ceea ce trebuia să facă. Mi-am îndeplinit corect atribuțiile în toate funcțiile pe care le-am deținut, cu respectarea legislației în vigoare. Ședința Senatului în care a fost dezbătută ridicarea imunității lui Florin Cîțu nu a fost lipsită de scandal. Colega noastră, Elena Crângașu, a urmărit ședința. Vine cu mai multe detalii. Te rog, Elena, explică-ne. Am găsit tuturor, chiar la începutul ședinței au venit membrii AUR, inclusiv George Simion, care este deputat, a venit aici la Senat, în plenul Senatului, a mers lângă Florin Cîțu și i-au împărțit niște pancarte pe care scria DNA să vină să vă ia, iar mai apoi au ieșit din plen și liderii senatori au decis să încuie ușa astfel încât să nu mai existe astfel de evenimente. Ați văzut deja că Florin Cîțu s-a apărat, a susținut că a luat cele mai bune decizii la acel moment, că era un context imprevizibil. Au venit critici însă din partea colegilor social-democrați. Știm foarte bine că Florin Cîțu nu are o relație bună cu Partidul Social-Democrat. Lucian Romașcanu, liderul senatorilor PSD, a susținut că în acel moment foarte complicat, pandemiat, când guvernul trebuia să apere oamenii, la cârma guvernului a venit cel mai incompetent om politic. Pe de altă parte, liberalii l-au apărat astăzi în plen pe Florin Cîțu, pe colegul lor, deși au votat pentru ridicarea imunității. Spun că acest lucru s-a întâmplat nu pentru că îl consideră pe Florin Cîțu vinovat, ci pentru că justiția trebuie să își facă datoria. De altfel, Florin Cîțu este cel care le-a transmis colegilor liberali că trebuie să voteze pentru ridicarea imunității sale, astfel încât DNA să poată să înceapă urmărirea. Au fost 90 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 persoane care nu au votat. Florin Cîțu a spus de altfel că nu are funcții în Partidul Național Liberal, astfel încât să renunțe la ele, pentru că președintele PNL vorbea despre o demisie de onoare și autosuspendare din grupul parlamentar al PNL, dar, spune Florin Cîțu, nu are funcții, prin urmare nu are de ce să plece, este simplu senator. Vom vedea în continuare cum evoluează această situație și dacă acest lucru va afecta imaginea Partidului Național Liberal.